Salut, sunt Andrei Zbăr și astăzi o să vă dau câteva sfaturi ca să învățați Nose Manual. Când încerci Nose Manual, încearcă să duci spatele într-o parte aproape de sfârșitul ledge-ului. Ca la hanger. Când dai Nose Manual prin ledge, încearcă să dai bunny hop când vrei să intri în poziție, deoarece dacă pui o rată de față prima, o să fie mult mai greu să-l ții. Chiar să dai Nose Manual, trebuie să știi cum să sari pe stage zone, ca să fie ușor să dai manual în orice moment. Ca să înveți să sari pe stage zone, trebuie să găsești un razon înaintea căruia să fie asfalt și așa poți învăța. Poți să mai înveți Nose Manual și când sari din Smith Grind. Pun un clip mai vechi. Când vrei să ții echilibru Nose Manual, va trebui să-ți duci genunchii în față când roata de spate este aproape să pice pe sol și să întingi genunchii când ești aproape să sari peste ghidon. Dacă ai probleme să intri în poziția de echilibru, încearcă să intri în el din nou. Ca să intri mai bine în poziția de Nose Manual, mergi la un drop de o treaptă, două și lasă roata de față în jos și continuă în Nose Manual. Sper că o să vă ajute tutorialul meu. Mergeți să-l încercați și dați like la video și subscribe. Salut!